M-am întins să mor. Dar fără să știu ce minuni mă așteaptă. Foamea a încetat abia după 3 ani, lăsând în urma ei un cimitir la fel de mare ca satul împietrit de durere. Satul își trăia blând și resemnat ultimii ani și eu împreună cu el. Numai de aș muri mai repede. Singura evadare din viața mea lipsită de nădejde a devenit lectura. Voiam să mor, obosisem să trăiesc. Și acum mai vrei asta? Acum vreau să trăiesc cât mai mult. Eu aș fi foarte bucuroasă să vă luați. E deșteaptă, citită. Ce nevoie are ea de un prosână ca mine? Bună dimineața! Ți-am adus cadou coasă și aș dori să te cer de nevastă. Să nu-ți tai niciodată părul. Să n-ai parte de fericire voscă. Ea e voscă, cea de aur. De ce să plângi dacă n-ai cum să schimbi ce ți-ai scris? Pietrele de mormânt cu cruci se pun la picioare. Răposatul o să se ridice, o să dea ușa la o parte și o să intre în rai. Și cei care au cruci de lemn? Ceilalți morți o să ia cu ea. Mie mi se pare că în Maran totul e de piatră. Oamenii, casele, copacii sunt sculptați în piatră. Maranul recunoscut în băiețel și o fetiță, sortiți fie să reteze istoria satului, fie să scrie o nouă pagină. Să rămâne! Nu, stai! N-ai parte de fericire voscă! Mi-am batit! Prinde-te să fii cât mai țăran de ăla, ai simțit! Așa, perfect! Așa! Ai tu așa pe aici, da? Da, tu cum la cameră?